dă-mi voie să spun o pildă despre viață care îți va fi de folos indiferent de ce se întâmplă acum în viața ta. Că treci prin perioade grele sau că trăiești în bucurie și împlinire, această pildă îți va aduce o clipă de claritate în viață și te va face să îți pui întrebarea: oare chiar se merită să faci anumite lucruri? Cândva un călător mergea pe drum și la un moment dat ajunge la o grădină unde era un pom plin cu mere roșii și frumoase. Văzând cât de bine arătau acele mere, omul se gândește că ar fi bune câteva, măcar de poftă. Dar problema era că pentru a ajunge la acele mere, omul trebuia să treacă peste un gard înalt, care era urmat de o baltă plină cu noroi. A stat omul ce a stat, s-a uitat încolo și încoace, a văzut că nu este nimeni și s-a hotărât că fie ce-o fi, el va lua câteva mere. Începe acesta să se cațere pe gard, cu greu a reușit să treacă peste, pentru că într-un ghimpe din gard și-a agățat haina și a rupt-o. Ba mai mult, din grabă și necăjit de haină, a uitat de balta plină de noroi și acum avea pantalonii și încălțămintea pline de noroi. Dar cu toate acestea, măcar a ajuns la pom, de unde a început să ia câteva mere. În timp ce lua mere, se uită la el și îi spune: e drept că am obținut ce am vrut, dar merită oare? Haina mea cea nouă e ruptă, iar încălțămintea și pantalonii sunt murdari. Și toate astea pentru câteva mere? Cum sta el supărat și gânditor, la pom apare și stăpânul, care atunci când l-a văzut, i-a spus: bine măi omule, trebuia să depui atâta muncă și să îți prăpădești hainele pentru câteva mere? De ce nu ai bătut la poartă să ceri și eu atunci ți-aș fi oferit? Acum hai cu mine să te speli și să te odihnești înainte să pleci la drum din nou. Omul rușinat de fapta sa a plecat cu stăpânul pomului și a spus în gând în acel moment că data viitoare se va gândi dacă merită efortul. În viață nu este important doar să obții, ci și cum obții. Trebuie să te gândești bine care este sacrificiul pe care trebuie să-l faci pentru a obține ceva și dacă se merită să-l faci. Puneți întrebarea: merită sacrificiul pentru a obține lucrul pe care îl dorești? Acum poate vei spune că în viață trebuie să sacrifici ceva pentru a obține altceva și ai perfectă dreptate. Dar este important să analizezi dacă sacrificiul pe care îl necesite ce îți dorești merită cu adevărat. Merită să îți sacrifici tinerețea pentru a munci pentru avere? Merită să îți sacrifici sănătatea pentru a mânca mâncare nesănătoasă în fiecare zi? Merită să îți sacrifici timpul și viața pentru a ajunge pe culmile succesului? Oricare ar fi întrebarea, gândește-te dacă merită. Dacă crezi că nu merită, fă alte lucruri care îți aduc fericire, dar care au un sacrificiu care se potrivește cu tine. Și dacă crezi că merită, atunci bucură-te de dorință și de viața ta așa cum este și nu fi trist atunci când va trebui să sacrifici ce trebuie să sacrifici.